care îi putea slava să nu și să nu se numea Speranța. Speranța mare ultimă. Și cine speră până la urmă își vede visul realizat. Într-o zi, de copii de vârstă fragedă se jucau cu uscăciunile de sub gardul bârjolit. Erau ca doi îngeri care aduceau mereu gândul bun și speranța. Se numeau Chin și Nău. În elanul jocului au luat-o pe cărarea ce ducea spre pădure, din deal. S-au oprit sub un copac să se odihnească. I-a mirat că mai aveau câteva frunze care se țineau de ram, ca omul de patrie. Și au închipuit că la rădăcina arborului ar putea fi un izvor care adaptă frunzele. Era naiv și ca orice copii credeau în minuni. Au început să sape cu grijă și atenție.